Nu, nu, e așa. Onorată asistență, stimați antreprenori, stimați parteneri, în numele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, vă salutăm la evenimentul de informare a mediului de afaceri privind ultimele noutăți în domeniul digitalizării serviciilor economice în Republica Moldova. Vreau să salut în special partenerii noștri, Agenția de Guvernare Electronică, care este un partener al Camerei de Comerț și Industrie în ceea ce ține promovarea acestor servicii, în special pe domnul Gheorghe Ursoi, director adjunct al agenției, cu care recent, cum am zis mai sus, am semnat un acord de colaborare menit să fortifice, să combinăm eforturile noastre în comun pentru a informa mediul de afaceri despre noutățile care sunt în acest domeniu. Astăzi este prima sesiune din cele trei pe care le-am convenit împreună cu agenția. Prima sesiune o avem astăzi, următoarea vom avea data de 23 și pe 28 aprilie. În cadrul acestor sesiuni, participanții
care sper eu vor fi într-un număr mare, la moment avem peste 70 de participanți, vor beneficia de informații despre serviciile electronice promovate de către Agenție și Camera de Comerț și Industrie Republicii Moldova, vor participa la exerciții practice pentru a consolida abilitățile de utilizare serviciilor electronice, vor primi asistență și recomandări din partea Agenției și a Camerei de Comerț și Industrie pe domeniile de care am vorbit mai sus. Încă o dată vreau să-mi aduc recunoștința și mulțumirea de agenții, pentru că împreună suntem cei care informăm mediul de afaceri. În situația aceasta de COVID, în situația de pandemie, când majoritatea companiilor au trecut activitățile de la distanță sau au implementat tot mai mult și mai multe servicii digitale pentru a avea cheltuieli mai mici, pentru a avea cât mai puțin contact între persoane, astfel încât să asigurăm inclusiv și sănătatea publică a cetățenilor din Republica Moldova. Câteva cuvinte vreau să vorbesc despre ceea ce a făcut Camera de Comerț și Industrie în această perioadă dificilă pandemică. Practic, dialogul public-privat pe care anterior noi îl asiguram prin ședințe, stimați colegi și cei care sunt companii, cunosc, aveam lunar ședință aici la Camera de Comerț și Industrie, când discutam cu autoritățile publice, centrale și locale, mai multe subiecte de interes public. Toate aceste activități, din păcate, în perioada ultimului an de zile, au trecut în regim online. Pe parcursul anului 20, noi am organizat peste 40 de evenimente în regim online cu ministerii, departamente, servicii publice care au permis să identificăm și anumite modalități de susținere a mediului de afaceri în condiții de pandemie. La fel, în anul trecut, în luna septembrie, Camera de Comerț și Industrie Republicii Moldova a lansat portalul clientchamber.md. Acest portal a fost lansat cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare în cadrul proiectului Optim, implementat de către Helvetia Swiss International, ceea ce ne-a permis nouă celor de la Camera de Comerț și Industrie, în regim online și în format digital, să oferim expertiza mărfurilor, evaluarea bunurilor mobiliare și imobiliare, eliberarea certificatelor de origine nepreferențiată. Sistemul automatizat a dus la minimalizarea cheltuielilor cât pentru agenții economice, atât și pentru Camera de Comerț și Industrie. Sistemul corespunde cerințelor legislației privind securitatea informațională, documentelor electronice, plăților electronice. Cerere pot fi depuse, inclusiv și de pe telefon, la orice oră, din orice localitate a Republicii Moldova. Vreau să menționez că pe parcursul acestei perioade deja avem peste 500 de cereri depuse, mai mult de 40 de companii care beneficiază de aceste servicii în regim online. Un alt compartiment pe care l-am dezvoltat în acest segment de digitalizare serviciilor noastre ține despre expoziții. Vreau să toți cunoașteți că pe parcursul anului 2020, practic, expozițiile în format față-înfață au fost interzise de către Comisia Națională pentru Instanții Excepționale, dar și Comisia de Sănătate Publică. Și am fost nevoiți să trecem aceste expoziții în format virtual, în format online. Iarăși cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și proiectului Optim, implementat de către Helvetia Swiss International, am dezvoltat portalul virtualfairs.md, care ne-a permis să punem față în față antreprenorii din Republica Moldova și consumatorii din țara noastră, dar și antreprenorii din afară Republicii Moldova și consumatorii din afară țării. Prima expoziție a avut loc pe data de 15 decembrie 2020, Expo Business Moldova, cu genericul Ai încredere în produsele noastre. În anul curent vom continua. Cred că toată lumea este familiarizată, a văzut pe rețelele de socializare. Noi am lansat împreună cu ODIM următoarea expoziție, SME Expo 2021,
care va avea loc în perioada 3-18 iunie. Deja noi primim cereri de la participanți și este foarte important de menționat pentru cei care ne privesc din mediul de afaceri că practic această expoziție va fi una cu suportul ODIHR, vor acoperi toate cheltuielile de participare dumneavoastră la această expoziție. De aceea vă rog să nu ezitați să contactați colegii de la cameră sau de la ODIHR pentru a aplica la această expoziție. Noi, ca cameră, nu ne vom opri aici. Împreună cu partenerii noștri de dezvoltare, am lansat deja procedurile de elaborare a sistemelor informaționale ce ține de carnetele ATA pentru export temporar în format deci digital. La fel avem certificate de origine electronice în format digital și, nu ultimul rând, certificatul sau avizul de atestare a impedimentului justificator sau cum se numeau înainte certificate de forță majoră, astfel încât iarăși să minimizăm cheltuielile companiilor, dar și contactul dintre persoane, astfel încât contribuind la reducerea sau cât mai repede stoparea pandemiei care este la moment. Un lucru important, iarăși care ține de digitalizare, ține de formarea continuă a angajaților întreprinderilor. Dacă anterior Camera de Comerț și Industrie împreună cu filialele sale organiza anual seminarii, traininguri pentru circa 4.000 de persoane care reprezintă mediul de afaceri în format față-înfață, acum am trecut iarăși la formatul online prin care organizăm aceste seminarii, traininguri pentru reprezentanții companiilor. În acest sens, împreună iarăși cu partenerii noștri de dezvoltare, iar am lansat un portal academy.chamber.md, unde mai mulți reprezentanți ai companiilor participă la formările, deci organizate către Camera de Comerț și Industrie. Câteva lucruri la fel importante ține de registrul membrilor Camerei de Comerț și Industrie, unde putem să găsim orice informație despre companie și ulterior de a promova această companie pe rețelele de socializare, la fel și pagina de web a Camerei și pagina de Facebook, care este una, zic eu, în ultima vreme foarte interesantă pentru mediul de afaceri, tot mai mulți și mai mulți doritori de a accesa pagina noastră pentru a se informa, pentru a-și găsi parteneri, inclusiv pentru a-și promova serviciile sau produsele companiilor. Astăzi, la fel, în fața dumneavoastră, cum am zis, vor vorbi colegii noștri la agenție, care ne vor vorbi despre mai multe servicii pe care le promovează această agenție importantă pentru noi, Agenția de Guvernare Electronică. Astăzi vom vorbi, spre exemplu, despre semnătura electronică M-Sign, autentificare și controlul accesului M-Pass. Toate acestea vor fi prezentate astăzi pe parcursul zilei de către colegii noștri de la agenție, cărora încă o dată vreau să le mulțumesc pentru deschidere. Iată, am auzit că tot mai mult și mai multă lume se conectează la această noastră ședință online. Avem circa 90 de participanți. Nu vreau să iau din timpul dumneavoastră și aici mă opresc cu informația generală pe care v-am vrut să vă prezint dumneavoastră. Vreau să-l rog pe domnul Gheorghe Ursoi, director adjunct al Agenției de Guvernare Electronică, să vină cu un mesaj către dumneavoastră, iar ulterior după agenda să facem prezentările pe care ni le-am propus. Domnul Ursoi, vă rugăm! Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua la toată audiența! Mulțumim mult pentru oportunitatea de a avea o discuție asupra activității Agenției de Guvernare Electronică și a prezenta anumite servicii pe care le-am dezvoltat și le promovăm în rândurile cetățenilor și mediului de afaceri. Dezvoltarea parteneriatelor cu diferite instituții publice și private este în domeniul promovării serviciilor electronice. Este o prioritate pentru Agenția de Guvernare Electronică și, după cum ați menționat și dumneavoastră, domnule președinte, recent am semnat un acord de colaborare între Agenția de Guvernare Electronică și Camera de Comerț și Industrie, în care au fost setate câteva obiective importante pentru ambele instituții. Ne-am propus prin acest acord să avem o cooperare fructuoasă și împreună să oferim mediului de afaceri o informare amplă privind instrumentele moderne
și inovative bazate pe tehnologii informaționale care au fost dezvoltate de AG și care pot fi deja aplicate în domeniul privat, precum și să aducem la cunoștința reprezentanților business-ului oportunitățile de accesare a serviciilor și platformelor digitale care să le aducă beneficii și noi perspective în activitate. Personalul Agenției de Guvernare Electronică dispune de competențele necesare și este deschis pentru a împărtăși experiența acumulată cu toți participanții care s-au înscris la aceste webinare destinate susținerii prin instrumente digitale activității antreprenoriale la nivel național și regional. Prin mandatul său, agenția își propune să contribuie nemijlocit la dezvoltarea serviciilor electronice accesibile atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru cetățeni. În procesul de promovare a produselor Agenției de Guvernare Electronică au fost organizate consultări publice și ulterior a fost lansat portalul guvernamental al antreprenorului în Republica Moldova, un instrument nou care oferă informații ample privind statutul și activitatea antreprenorială. Portalul antreprenorului conține la moment 6 blocuri de date utile pentru mediul de afaceri, însă continuă a fi dezvoltat prin completarea cu noi blocuri de date utile pentru antreprenori, în așa fel ca în final pe portal să fie disponibilă toată informația necesară antreprenorului despre sine. La fel, direct din portal, antreprenorii vor putea aplica mai simplu pentru diferite servicii publice, precum și vor fi înștiințați despre progresul în obținerea serviciilor și a informațiilor solicitate. Însă mai multe detalii despre acest portal vor fi oferite în cadrul webinarului care va fi organizat în data de 28 aprilie. Guvernarea digitală oferă multe oportunități pentru business și printre beneficiari și utilizatorii cei mai activi ai serviciilor sunt agenții economici, investitori, întreprinderile și alți reprezentanți ai comunității de afaceri. Recent, Agenția de Guvernare Electronică a semnat un memorandum de colaborare și cu Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, având la bază obiectivul comun de a facilita dialogul dintre comunitatea de afaceri și instituțiile statului și de a contribui eficient la digitalizarea guvernului. Stimați colegi, sunt convins că agenda noastră comună este una consistentă, bazată pe interesele și preocupările participanților și va răspunde celor provocări care se confruntă businessul autohton în aceste timpuri dificile pentru întreaga lume și este cazul ca împreună să găsim soluțiile care se impun în era digitală. Așa cum acum mai mult ca niciodată avem nevoie de tehnologie, ceea ce înseamnă că este absolut vital și necesar să utilizăm spațiul virtual cu toate beneficiile pe care acesta le oferă. Pentru astăzi, așa cum am menționat, domnule președinte, colegii mei vor prezenta o informație generală privind structura e-guvernării în Republica Moldova, precum și două servicii importante în procesul de interacțiune electronică cu statul, și anume serviciul de semnătură electronică și cel de autentificare și control al accesului, iar alte servicii și platforme dezvoltate de AG urmând a fi explicate pe larg participanților în cadrul atelierilor viitoare. Vreau să mulțumesc din start tuturor participanților pentru interesul manifestat în privința produselor și serviciilor dezvoltate de Agenția de Guvernare Electronică și să menționez că vom încerca pe parcursul acestor webinare, dar și cu alte ocazii, să oferim tot suportul de care dispunem pentru a îmbunătăți activitatea mediului de afaceri și pentru a promova produsele dezvoltate de agenție în așa fel ca ele să fie utilizate și să faciliteze activitatea business-ului, dar și a cetățenilor în general. Vă mulțumesc mult, succes tuturor și o zi reușită! Da, vă mulțumesc, domnul director, domnul Soi. Într-adevăr, ceea ce ați menționat dumneavoastră împreună, deci autoritățile publice centrale, autoritățile cu destinație, cum sunteți dumneavoastră specială, și mediul de afaceri, putem să găsim acele soluții astfel încât să trecem cât mai ușor peste astfel de situații cum avem acum cu pandemie, dar și să creăm o economie competitivă, o economie care să poată răspunde provocărilor, nu numai situațiilor de pandemie, dar și a crizelor economice regionale și internaționale. Mai departe, stimați prieteni, vreau să o rog pe doamna Natalia Kalenic, vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie Republicii Moldova, persoană care curează domeniul respectiv, să preia moderarea acestui eveniment. Doamna Kalenic, poftiți! Vă mulțumim foarte mult, domnul președinte, stimați participanți!
Noi propunem, înainte de a trece la prezentările propriu-zis și discuții mai tehnice, vă invităm să participați la un mini-sondaj, un chestionar online. Dorim cu ajutorul dumneavoastră să înțelegem mai bine ce așteptări aveți față de aceste instrumente digitale, de instrumente care noi promovăm și în ce măsură le implementați. Pentru toți participanți care sunt conectați prin Zoom, o să fie afișat pe ecranul dumneavoastră un chestionar. Sperăm întrebările tehnice o să putem rezolva. Cu trei întrebări scurte și variante de răspuns care dorim să defați opiniile dumneavoastră. Asta ne va ajuta să vedem în ce măsură dumneavoastră ca antreprenori sunteți deschiși pentru implementarea instrumentelor de digitalizare a serviciilor. O secundă, eu aș verific. Probabil. Până când se conectează chestionarul, sper să rezolvăm și întrebarea respectivă, aș dori să vă invit să fiți activi și în chat. Puteți să, pe parcursul prezentărilor, să formulați și întrebările în chat pentru vorbitorii noștri, pentru cei care o să prezinte instrumente de digitalizare a serviciilor și noi pe parcurs o să le examinăm și în măsură în care va fi posibil să oferim și răspunsurile respective. Mai așteptăm conectarea chestionarului, sperăm să ne reușească. Dacă nu, poate o să îl facem puțin mai târziu, la următoarea etapă. Haideți atunci, eu propun să trecem la propriu-zis prezentările și pe parcurs o să facem acest sondaj, care oricum foarte mult dorim să organizăm, să vedem și feedback-ul dumneavoastră. Stimați participanți, în continuare, conform agendei ședinței de astăzi, ofer cuvântul domnului Gheorghe Ursoi și domnului Vlad Manuil, care o să ne vorbească despre infrastructură e-guvernării în Republica Moldova. Vă rog, vă oferim cuvântul. Bună ziua! Vreau să confirm dacă se vede ecranul. Se vede totul bine. În primul rând, vă mulțumim pentru oportunitatea de a face această prezentare pentru atâția oameni. Văd că avem 91 participanți la moment, ceea ce este îmbucurător. Ne bucură interesul de care se bucură produsele noastre și sperăm că împreună să putem contribui la valorificarea lor. Eu vreau să fac această scurtă intervenție mai mult ca o introducere pentru vorbitorii care urmează după mine, pentru că cei care fie că nu au fost expuși la produsele noastre mai înainte sau poate insuficient, să-și facă o privire generală despre ce înseamnă infrastructura e-guvernării în Republica Moldova și ce este în fine e-guvernarea. Deci noi tot timpul Noi tot timpul ne întrebăm ce este e-guvernare și de multe ori avem concepția asta greșită și auzim că e-guvernare este despre guvernare electronică. De fapt, pentru noi, cei de la Agenție de Guvernare Electronică, e-guvernarea înseamnă mai degrabă o guvernare eficientă. Pentru că tehnologia de cele mai multe ori este doar un instrument pentru care ne ajută la atingerea acestei eficiențe. Deci, cum se manifestă eficiența în e-guvernare? Da? Aceasta se transpune prin servicii publice calitative, prietenoase și accesibile, atât online cât și offline. Poate vă întrebați ce are e-guvernarea cu serviciile offline, dar să știți că dacă prestatorii de servicii folosesc eficient aceste instrumente, atunci și chiar dacă mergeți la ghișeu, fie că nu o să mergeți cu 10 documente, dar o să veniți doar cu buletinul să vă identificați, fie că o să puteți plăti online, fie că o să puteți primi rezultatul online sau nu o să aveți nevoie în general de el. Deci, e-guvernarea face lucrul acesta posibil chiar și pentru oamenii care poate evită să utilizeze tehnologiile în mod direct. La fel, e-guvernarea înseamnă instituții guvernamentale eficiente orientate pe cetățeni. Ceea ce spuneam, procese eficiente în spatele serviciilor publice. Și nu în ultimul rând, e-guvernarea înseamnă posibilitatea pentru toată lumea să participe în actul de guvernare, la bugetarea participativă, la influențarea politicilor și așa mai departe.
Dar până la urmă, toată lumea confundă e-guvernare cu tehnologiile și de asta am vrut să pun slide-ul ăsta aici. Aici sunt cele 13 domenii strategice de intervenție a e-guvernării în Republica Moldova, ca să vedeți cât de multifacetată este această e-guvernare. Nu este doar despre servere sau despre e-servicii, este și despre securitatea informației, este despre canale moderne de acces, despre reinginerie serviciilor publice și îmbunătățirea lor, despre cadrul normativ care este mai permisiv, mai flexibil, despre arhitectură la scară largă care ne permite să facem serviciile noastre mai disponibile decât oricând, despre guvernare deschisă care oferă acces la informații pentru toți cei care au nevoie și așa mai departe. Deci, până la urmă ne întrebăm de ce încă nu avem aceste servicii electronice în deplină măsură, pentru că am vrut să lămurim un pic ce stă în spatele la un serviciu electronic. Când am început să construim această infrastructură de guvernare electronică, ne-am dat seama că pentru a presta un serviciu electronic de calitate trebuie neapărat să știm cu cine vorbim în partea cealaltă a ecranului, da? Deci partea de securitate și identitate este crucială. Până nu o rezolv și toată lumea are nevoie de acest modul. Practic toate serviciile au nevoie de semnătură electronică pentru că până la urmă este o tranzacție care de multe ori are implicații legale. De exemplu, dacă facem aceeași declarație electronică sau solicităm niște acte online sau schimbare de nume sau crearea unei companii, atunci avem nevoie să garantăm că cel care a făcut această tranzacție nu se răzgândească mai târziu. La fel avem nevoie de plăți electronice, ca să nu fie nevoie să mergem la ghișeu fizic după ce am depus online cererea. De mesagerie electronică pentru a avea certitudinea că cererile noastre s-au luat în lucru, de a fi notificat atunci când cererile acestea sunt executate și putem să preluăm rezultatele serviciilor. Avem nevoie de o găzduire pentru aceste servicii electronice, pentru că avem cetățeni din Statele Unite, din Alaska, probabil până la Vladivostok, deci pe toate fusurile orare și atunci serviciile noastre electronice nu pot fi disponibile doar de la 8 la 5, cum sunt oficiile. Fără schimbul de date, cred că nimeni nu ne închipuim acum servicii electronice calitative, care ar îngreuna foarte mult experiența și ne-ar forța practic să încărcăm tot soiul de documente, să le scanăm și așa mai departe. Iarăși, lanțul nu este complet fără modulul de livrare care ne-ar livra acele documente, acele rezultate ale serviciilor până la ușă. Și până la urmă avem nevoie și de acel suport clienți care să ne ghideze atât ca și prestatori cât și ca utilizator final în momentul în care avem nevoie de acest suport. Deci vedeți că de fapt în spatele la un serviciu electronic stau multe componente și noi, iată, fiecare dintre aceste componente le-am făcut ca un produs distinct pentru a servi mai departe celorlalți prestatori în elaborarea de servicii electronice mai facil și mai calitativ și mai repede. Și dacă să ne uităm din perspectiva mai largă, să facem un salt înapoi, iată, în spatele la un serviciu electronic stă partea asta de echipamente, da? Avem servere, spații de stocare, rețea, securitate, după care urmează parte de software, de sisteme de operare, de securitate, baze de date, soft middleware și în sfârșit avem acest serviciu electronic pe care toți ne-l dorim. Dar pe lângă acesta avem nevoie de conectivitate și avem nevoie și de personal de suport. Deci vedeți ce infrastructură complexă de fapt se ascunde în spatele la un serviciu electronic de care trebuie să beneficiem cu toții. Și iată, asta e ceea ce ne interesează pe noi în ultima instanță, dar de multe ori ignorăm aceste aspecte din spate. Ceea ce ne-am propus noi ca agenție de guvernare electronică să facilităm elaborarea de servicii electronice și pentru ceilalți prestatori, oferind acces facil, iată, la celelalte componente. Dacă privim din perspectiva unui iceberg, da, fațeta asta vizibilă este acel serviciu electronic, iar tot ce este de sub este infrastructura de guvernare electronică din spate. Și pentru, cum am spus, pentru a face mai ușoară integrarea la toate aceste module, noi le-am făcut sub formă de produse, pentru o serie dintre care, cum vă vor vorbi colegii mei, o altă serie vor fi pentru ședințele ulterioare și dacă vor fi interes, putem să explorăm și mai departe și alte produse care vor fi de interes pentru dumneavoastră. Deci aici vreau să transmit microfonul înapoi Nataliei și deja colegilor mei. Vă mulțumesc!
Da, și noi vă mulțumim foarte mult pentru această introducere în tot ce ține activitatea Agenției de Guvernare Electronică. Cunoaștem și înțelegem cât de mult efort depuneți pentru promovarea acestor produse, dar totodată înțelegem că agenții economici au nevoie și de mai multe informații, mai multe cunoștințe pentru a utiliza și valorifica toate aceste instrumente care sunt deja plasate și sunt accesibile. Asta și este scopul evenimentelor noastre, celor trei sesiuni și pe parcursul ședinței de astăzi cel mai mult o să vorbim despre semnătură electronică, despre M-Sign și M-Pass, acele instrumente care sunt absolut necesare pentru orice antreprenor ca să acceseze alte servicii electronice oferite de diferite instituții publice și nu numai. De aceea, în continuare, o să ofer cuvântul reprezentanților Agenției de Guvernare Electronică, domnul Sergiu Sâtnic și Artur Reboi, care vor vorbi despre aceste produse M-Sign și M-Pass. Vă rog, vă transmitem cuvântul și aduc aminte participanților. Apropo, suntem deja aproape 100 de participanți, cei ce ne bucură și avem interes sporit față de acest subiect. Vă rugăm să scriți întrebări dacă aveți în chat. Prima întrebare deja a fost dacă această sesiune se înregistrează. Da, este înregistrată și o să puteți vedea în reluare pe canalul Camerei de Comerț și Industrie în YouTube. Colegi de la agenție, vă ofer cuvântul. Așteptăm prezentările ce țin de semnătură electronică. Vă rog. Bună ziua! Sper că sunt auzit și se vede și prezentarea mea. Da, da. Mă numesc Artur Reboi, sunt arhitect sisteme funcționale la Agenția de Guvernare Electronică și astăzi o să vă fac o mică introducere în ce înseamnă identitate și semnătură electronică și cum o puteți folosi de câțiva ani, de fapt, în afară a cei ce antreprenorii cunosc până acum în utilizarea utilitatea semnăturii pentru raportare la FISC sau CNAS sau CNAM sau alte autorități publice. Deci în afară de aceste utilizări pe care le faceți deja, aveți de fapt posibilitatea de a semna contracte sau de a verifica semnăturile electronice ale altor persoane exact cu același instrument. Ce înseamnă identitate electronică? Acesta este un instrument de identificare a persoanei în spațiu electronic. Cu alte cuvinte, persoana folosind o identitate electronică poate să demonstreze sau să probeze identitatea sa la distanță, în spațiu online, accesând servicii electronice. Și, de fapt, semnătura electronică și identitatea electronică sunt unul din pilonii importanți în implementarea e-guvernării, alt pilon important ca primă linie este schimbul de date. Deci, iar semnătura electronică este un instrument utilizat în procesul de schimb de informații și documente prin mijloace electronice. Cu alte cuvinte, aplicând o semnătură electronică peste un document, noi putem indica univoc la sursă sau identitatea autorului, adică știm cine a creat acest document în forma în care noi îl vedem. Pe de altă parte, putem verifica că documentul nu a fost modificat după semnare. Dacă facem o analogie cu documentele pe hârtie, demonstrația nemodificării unui document pe hârtie constă din faptul că documentul nu are corectări și corectările când se fac cu contrasemnătură adițională. În varianta electronică, un document semnat electronic nu poate fi modificat nici sub o formă, pentru că modificarea unui document semnat electronic duce la imposibilitatea validării semnăturii. Cum arată o semnătură electronică? Dacă noi ne-am deprins până acum să folosim semnăturile holografice care se fac cu pixul pe foaie și se mai aplică și ștampile în cazul tradițional, încă se mai implică ștampile în cazul semnării documentelor pe hârtie. O semnătură electronică, de fapt, este un cod binar, adică este o informație, un set de date care face legătură între documentul care a fost, pe care noi îl verificăm acum, dacă este semnat electronic sau nu, identitatea persoanei
și, de fapt, o cheie secretă a semnătarului. Adică, o semnătură electronică, când se realizează, de fapt, ea poate fi realizată de către semnătar doar dacă el are acces la cheia sa privată. Cheie privată care se păstrează, după cum bine știți, fie pe stick USB, cum am eu aici, fie pe cartelă SIM în cazul semnăturii mobile sau pe chipul din buletin electronic dacă folosiți asemenea instrument. Și acea cheie este privată, este aparată la nivel de producere de atacuri în sensul în care dacă persoana nu deține acces fizic la acest dispozitiv și nu cunoaște PIN-ul, nu poate folosi semnătura. Ce proprietăți are semnătura electronică? De fapt, am făcut o mică incursiune deja, se bazează pe mecanisme criptografice. Cu alte cuvinte, nu poate nimeni falsifica sau emula o semnătură electronică dacă nu are dispozitiv fizic și nu cunoaște PIN-ul. Aceste două elemente își oferă un nivel înalt de securitate. Deci, conform legislației Republicii Moldova, din 2006, de fapt, există legislația necesară pentru a aplica semnătura electronică, iar în 2014 această legislație a fost împrospătată și aliniată cu evoluția timpului și tehnologică. Și conform acestei legislații, o semnătură electronică este echivalentă cu semnătura holografă, inclusiv dacă e cazul utilizării în cadrul unei companii cu aplicarea ștampilei. Adică nu mai este nevoie de aplicat ștampila sau de semna un document care e semnat electronic. Totodată, semnăturile electronice aplicate aplicate corect includ și marca temporală. Cu alte cuvinte, o semnătură electronică include momentul semnării, și acest moment nu poate fi schimbat sau simulat. Adică noi nu putem cu semnătură electronică să semnăm în trecut, cu data din urmă, cum se mai vorbește la noi, sau mai ales în viitor, evident. Deci, din 2006, după cum am spus, noi am avut semnătură electronică în Republica Moldova implementată, dar această semnătură, pe lângă faptul că era tehnologic la etapele inițiale dezvoltării sale, mai necesita și acel citor pe care trebuie să-l porți cu tine pentru a putea accesa acel chip de pe cartela pe care o aveți imagine. În 2011, prin implementarea stick-urilor, necesitatea de a avea cititor a dispărut și asta a simplificat utilizarea semnăturii, dar totuși acest tip de semnătură necesită instalarea driverilor pentru diferite sisteme de operare în diferite versiuni, precum și instalarea certificatelor care pentru utilizatorii ocazionali îngreunează semnificativ utilizarea semnăturii. Iar în septembrie 2012 a fost implementată semnătura mobilă. Semnătura mobilă, după părerea noastră, în cazul utilizării ocazionale, mă refer aici la câteva zeci de semnături pe lună, deci este mult mai facil în utilizare pentru că nu necesită de la utilizator instalarea driverilor sau altor activități tehnice pe lângă pur și simplu obținerea acestei SIM-ului cu semnătura electronică de la operatorul dumneavoastră telefoniei mobile. În prezent, la noi au implementat această semnătură doar doi operatori, Moldcell și Orange, dar și Moldtelecom lucrează în prezent la o posibilitate de a oferi clienților săi semnătura mobilă. Iar în mai 2014 a apărut buletinul electronic cu, de fapt, buletinul electronic, prin definiție, este cu semnătură electronică. Din păcate, probabil prețul sau lipsa, nu știu, probabil prețul acestui buletin nu a justificat ca utilizatorii să îl achiziționeze în masă. Și buletinul electronic este opțional.
Adică nu ești, când îți reînnoiești buletinul la 25 sau 45 de ani, cum se întâmplă de obicei, sau la schimbarea vizei de reședință, nu ești obligat să obții un buletin cu semnătură electronică, poți să obții buletin simplu. Deci aceste instrumente, pentru a fi aplicate, necesită o infrastructură tehnică. Și noi, pentru a valorifica instrumentele, la Agenția de Guvernare Electronică am implementat două servicii de platformă. Un serviciu este MPAS, serviciu care permite utilizatorilor să-și demonstreze identitatea la distanță. Și acest instrument este integrat cu toate mijloacele tehnice de semnătură prezentate anterior, și totodată el va integra oricare alte instrumente care pot să apară în viitor apropiat pentru utilizatori ca să-l poată folosi. Cu alte cuvinte, nu contează ce tip de semnătură electronică aveți, mobilă sau cea de pe stick sau buletin electronic, dumneavoastră puteți folosi acest instrument pentru a vă demonstra identitatea la distanță, pentru autentificare, cu alte cuvinte, și totodată puteți semna electronic. În acest context vreau să menționez un lucru foarte important, pentru că avem de multe ori întrebări dacă semnătura mobilă este, din punct de vedere juridic, cumva mai slabă sau mai puțin, cu forță juridică mai mică. Nu este așa. Semnătura mobilă este la fel de la același nivel cu oricare altă semnătură de punct de vedere juridic, dar și tehnic, pentru că nu este mai puțin sigură nici într-un caz. Totodată, în MPAS, din aprilie 2019, noi am implementat încă un tip nou de autentificare. Asta am vrut ca să menționez, pentru că pentru autenticare prin MPAS nu este nevoie, dacă aveți semnătura mobilă, să folosiți de fiecare dată autentificarea cu semnătura mobilă și să cheltuiți o semnătură. Pentru că semnătura mobilă, după cum știți, achită per tranzacții. Adică fiecare semnătură, fie să achită individual, fie să consumă dintr-un pachet. În MPAS sunt integrate peste 91 de sisteme publice și sisteme informaționale private și la moment avem în jur de 200.000 de autentificări pe lună, ca statistică. Un alt instrument care valorifică semnătura electronică este M-Sign și probabil acest instrument îl folosiți mai des și asta arată și statistica. De fapt, M-Sign oferă posibilitatea de aplicare și verificare a semnăturilor electronice. La fel sunt integrate toate sistemele, toate instrumentele sau mijloacele tehnice de semnătură. Sunt peste 76 de sisteme publice și private integrate și, de ce zic peste? Pentru că noi în continuare integrăm săptămânal, avem solicitări de integrare și le onorăm. Și referitor la procedura de integrare, dacă vă interesează că companie privată, colegul meu, domnul Sitnic, o să prezinte mai târziu un pic care e procedura și cum are loc. Iar statistica ultimilor luni, de fapt, de când s-a început pandemia, a crescut semnificativ. Noi am ajuns de la 1 milion, 1,5 milioane, la 2 milioane de semnături aplicate lunar. În continuare, pentru a fi mai clar, spunem așa, o să vă fac o mică demonstrație de utilizare a M-Sign-ului. Și pentru aceasta, ca demonstrație, am ales să semnez o cerere de lucru la distanță pentru eu fiind angajat la Agenția de Guvernare Electronică. Deci, cu alte cuvinte, ca să semnați un document electronic sau un contract bilateral sau, deci, sub orice formă, fie cerere, fie contract, fie, de exemplu, procese verbale în urma unei ședințe a conducerii companiei și alte documente care sunt necesare a fi semnate, puteți să faceți acest document în Word, în Microsoft Word sau în oricare alt editor de documente și înainte de a-l semna trebuie să-l transformați într-un document PDF. De ce anume este necesară transformarea în document PDF? Pentru că, după cum am spus mai înainte, un document electronic după semnare nu
poate fi modificat, respectiv semnarea lui într-un format Word, Excel sau alt, oricare alt format, nu este logică, pentru că păstrarea, documentul trebuie să fie posibil să-l păstrăm și să-l verificăm și peste 10 de ani eventual. Iar formatul PDF, după cum avem deja practica din anul 90, deci este ca un format standardizat și el nu se modifică în timp. Deci eu am exportat sau am publicat, dacă vreți ca alt termen, exact același document în format PDF, mie mi se deschide aici ca să-l văd, dar eu îl închid și pentru a semna deschid msign.gov.md, asta este adresa serviciului msign, apăs butonul semnează, îl găsesc acest document, de fapt eu aș putea să, în loc să-l caut, să fac drag and drop, adică am în mapa dată documentul, PDF, îl trag aici peste msign, apăs butonul semnează, și următorul pas, în următorul pas msign mă întreabă cum vreau să semnez. Pe de altă parte, eu aș putea să vizualizez, dacă mi-a fost transmis documentul din altcineva pentru semnare, aș putea să-l previzualizez acest document să văd ce semnez. Aici, în acest ecran, eu selectez instrumentul de semnare și dacă folosesc semnătura mobilă, este nevoie de a introduce IDNP-ul și numărul de telefon. În cazul meu, o să folosesc semnătura de la Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate, pe STIC. La apăsarea acestui buton, mi se arată faptul că stick-ul funcționează și am următoarea semnătură. Dacă aș avea mai multe aici, ar fi o listă de alte certificate. Apăs utilizează, mi se va deschide ecranul de previzualizare de document. El s-a deschis pe altă. Vedeți documentul, imaginea respectivă. Sper. Ok. Și aici am posibilitatea de a plasa. Da, se vede. Am posibilitatea de a plasa vizual un marcaj a semnăturii electronice, dacă doresc. Și pot plasa în orice pagină. Dar eu nu o să aplic această vizualizare pur ca să vă arăt că, de fapt, ea nu este necesară și să vă explic că avem multe întrebări referitor la aceasta. O să apăs aici No Appearance. În limba română, probabil, se numește butonul ăsta altfel. Deci, dacă apăs No Appearance, sunt întrebat deja să introduc PIN-ul. Introduc PIN-ul. Semnătura are loc. Și în acest moment, eu trebuie să descarc fișierul semnat. Și noi intenționăm să implementăm posibilitatea de a transmite acest document inclusiv la alte persoane prin e-mail. Ca să vedem, de fapt, efectul semnării, noi putem pe pagina de start a msign-ului, pe lângă semnare, să verificăm semnătura. Deci tot așa, prin drag and drop sau prin încărcarea fișierului dintr-o altă locație, putem verifica documentul. Și rezultatul verificării cu ce să vă arăt, dar am vrut să vă arăt că documentul original nu are acel marker al semnăturii aplicat. Dați să-l deschid în altă aplicație ca să vedeți că nu există aici mențiune sau stema vulturul Republicii Moldova care se indice că este semnat. Dar asta nu înseamnă că documentul nu este semnat electronic. Și acest lucru, deci poate fi, de fapt, vizualizat. Verificat. Da, dacă vedeți aici, este marcare că documentul este semnat. Deci faptul că un document electronic nu are marcat aici cu semnătură, că este aplicată semnătura, nu înseamnă că documentul nu este semnat. De fapt, documentul este semnat dacă instrumentele corecte de verificare a documentului indică acest lucru. Și rezultatul, mă întorc înapoi la slide-uri, rezultatul verificării era în următoarea formă. Cu alte cuvinte, dacă msign v-a arătat aici că este semnătura validă, cu verde,
eu am un ecran de semnătură de ieri făcut special pentru această prezentare, atunci semnătura a fost aplicată. Și totodată vedeți aici că numărul semnării sau semnătarul este unul singur, dar în cazul semnării unui contract pot fi două semnături sau dacă sunt mai multe părți la contract pot fi mai multe. La fel, în cazul semnării proceselor verbale, fiecare persoană pe rând poate să semneze un document electronic. Noi am avut, deci, din punct de vedere practic, în jur până la 30-40 de semnături peste un document electronic pot fi aplicate fără careva probleme. Deci, am vrut să, de fapt, să adaug ultimul slide, să vă comunic informații adiționale care rezultă din mai multe întrebări care noi le avem de la diferiți utilizatori semnături electronice și să spulber poate niște mituri. Certificatele liberate în prezent pentru semnătură electronică sunt deja valabile pentru 2 ani. Mai înainte, deci în jur de un an în urmă, semnături electronice, certificatele liberate semnături electronice trebuiau reînnoite în fiecare an. Semnături electronice aplicate nu expiră odată cu expirarea certificatului semnătarului. De ce? Deoarece este aplicată marca temporală. Cu alte cuvinte, dacă semnătura sau certificatul dumneavoastră pentru semnătură electronică expiră de curând, deci după expirarea certificatului dumneavoastră, semnătura electronică rămâne validabilă și rămâne validă. Toate copiile unui document electronic sunt considerate originale. În cazul, cu alte cuvinte, în contextul utilizării documentelor electronice, dacă faceți mai multe copii, toate acestea sunt considerate originale și fraze de genul că documentul a fost semnat, documentul electronic a fost semnat în două originale, nu prea au sens, pentru că poate fi semnat o singură dată și toate copiile acestui document sunt originale. La fel, nu este nevoie să semnați un document electronic pe fiecare pagină. Practic care se aplică pe hârtie, un document electronic se semnează integral, adică nu contează dacă ați aplicat sau nu ați aplicat sigiliul respectiv electronic vizual sau pe care pagină l-ați aplicat. Documentul îl semnați în întregime sau nu semnați deloc. Nu există o variantă intermediară. Deci, pentru a semna un document din numele unei persoane juridice, nu este nevoie de aplicat o ștampilă sau de făcut o oarecare altă referință obligatorie la, deci referință la persoana juridică. Ce vreau să spun acest punct este că nu este neapărat ca semnătura electronică a dumneavoastră să fie eliberată de compania din numele căreia semnați. Deci, orice semnătură electronică obținută de persoana fizică care semnează poate semna documentul electronic fie ca persoană fizică, de exemplu, în agenda electronică a elevului, fie ca director sau contabil sau în alt rol în cadrul unei persoane juridice. De ce? Pentru că contextul în care persoana semnează electronic nu este neapărat să fie parte semnăturii electronice. Documentele care sunt tipărite pe hârtie și au fost original semnate electronic, nu mai pot fi verificate și nu mai sunt semnate electronic. Cu alte cuvinte, întrebările sau de unde apare punctul respectiv. Dacă un document electronic cu sigla vizuală, semnătură electronică, este semnat pe hârtie și dus în instanță, nu putem spune că acest document a fost semnat electronic sau nu a fost semnat electronic. De fapt, ca să verificăm semnătura unui document electronic, trebuie să avem fișierul original semnat electronic și nu o reprezentare acestuia în altă formă neelectronică. La fel, documentele semnate electronic și scanate nu pot fi considerate ca documente semnate electronice. Deci documentele semnate electronice sunt acele documente care au fost semnate doar cu instrumente electronice. Deci practica asta de a tipări un document la imprimantă, de a semna holograf, firmă de a scana acest document înapoi în formă electronică și de a semna electronic nu este necesar. Mai bine e semnat documentul direct electronic și asta este, de fapt, semnătura electronică valabilă și mult mai ușor de obținut.
Și după cum am spus în cursul prezentării de azi de mai multe ori, prezența sau absența sigiliului sau insignii care indică că documentul este semnat electronic sau cum arată acest sigiliu este stema Republicii Moldova aplicată în document, nu înseamnă, nu este echivalentul cu prezența sau absența semnăturii electronice. Cu alte cuvinte, dacă vedeți un document tipărit pe hârtie pe care scrie că el a fost semnat electronic, acea foaie nu demonstrează deloc că documentul a fost semnat electronic. Sau invers, dacă vedeți într-un document electronic un sigiliu aplicat, până nu verificați semnătura electronică documentului, nu puteți fi siguri că documentul a fost semnat electronic. Deci asta am vrut să vă prezint. Da, vă mulțumim foarte mult, domnul Artur Riboi, ne-a prezentat informații despre semnătură electronică. Presupun că din toți participanții mai mulți utilizează această semnătură. Pot să vă spun că din cadrul Camerei de Comerț și Industrie, practic, majoritatea persoanelor la fel deja dețin această semnătură electronică și o aplicăm în activitatea noastră, ceea ce și încurajăm să facă și alți agenți economici, pentru că, într-adevăr, sunt multe avantaje. Dar foarte, vă mulțumim mult foarte, domnul Riboi, pentru că ultimul slide cu acele mituri, poate unele percepții greșite, pentru că, într-adevăr, vedem că încă există această dorință de a printa totuși documentul care chiar e semnat electronic, dar dorim să ținem ceva în mână și să prezentăm acest document și știm că astfel de practici mai sunt, dar cred că, iată, prin intermediul acestor seminarii, ședințe, instruiri, o să promovăm utilizarea corectă a semnăturilor digitale și, de asemenea, mulțumim că ați punctat momentul cu vizibilitatea semnăturii. Vă spunem că, într-adevăr, și noi ne ciocnim cu această întrebare, chiar și semnătura cea mobilă tot nu este vizibilă și asta apare, într-adevăr, unele întrebări din partea antreprenorilor și aici e bine să cunoaștem că asta nu înseamnă că documentul n-a fost semnat, dar el urmează a fi verificat prin metode care dumneavoastră ne-ați arătat. Stimați participanți, înainte de a oferi cuvântul domnului Sergiu Sitnic pentru următoarea prezentare, aș vrea totuși să anunț desfășurarea unui sondaj, un chestionar online. Și în acest sens eu vă rog să verificați în chatul dumneavoastră, tot să deschideți chat și să găsiți un link pentru sondaj, pentru chestionar pregătit de către noi, foarte scurt, cu 3 întrebări. Rugămintea noastră este ca să răspundeți la aceste întrebări și noi ulterior o să analizăm și rezultate. Vă zic ce întrebări am formulat noi și ce dorim să aflăm din partea dumneavoastră. Prima întrebare se referă la serviciile care utilizați. Deci o să fie enumerate câteva servicii despre care vorbim astăzi, vorbim în cadrul celor altor două sesiuni. Deci care din următoarele servicii sunt utilizate de către compania dumneavoastră? O să rugăm să bifați răspunsurile dumneavoastră. A doua întrebare se referă la beneficiile. Ce beneficii, după părerea dumneavoastră, trebuie să ofere serviciile online? Și aveți câteva variante de răspuns, proceduri mai rapide, mai simple, transparența, reducerea costului, timpului. Să vedem ce apreciați cel mai mult în aceste instrumente, ce este mai important, prioritar pentru dumneavoastră. Și a treia întrebare, deoarece cunoaștem că încă nu toți antreprenori au trecut la aceste instrumente online, dorim să înțelegem care sunt acele bariere sau probleme. Și întrebarea se referă la anume aceste reticenți, de ce sunt unii antreprenori reticenți în utilizarea serviciilor. Fie este problemă în lipsă de informații, insuficiență informației, sau nu au experiență, sau poate nu văd beneficii. Vă rugăm să răspundeți la aceste întrebări și ulterior noi vom comenta și vom arăta răspunsurile dumneavoastră. Repet, puteți să scrieți și răspunsuri, întrebările dumneavoastră în chat, ca să putem adresa colegilor noștri de la Agenție de Guvernare Electronică. Încă o dată, link găsiți în chat, vă rog să începeți să răspundeți, dar noi oferim cuvântul în continuare domnului Sergiu Sitnic pentru următoarea prezentare.
Vă rog. Da, bună ziua tuturor. Eu mă numesc Sergiu Sitnic, sunt manager de proiect. În mare parte gestionez proiectul Empass M-Sign și sunt persoana de contact a celor doritori care doresc să se integreze cu aceste două servicii guvernamentale, Empass și M-Sign. Acum colegul meu, Artur, a povestit despre funcționează aceste sisteme, Empass, M-Sign, pentru ce ele sunt necesare. Eu mă voi opri doar la componenta de integrare, în așa sens ca sistemele care sunt elaborate de către Agenția de Guvernare Electronică, ele sunt posibil de a fi utilizate și în sistemele informaționale pe care le gestionați dumneavoastră. Așadar, dacă foarte pe scurt, sistemul serviciu guvernamental Empass și funcțiile principale a lui sunt autentificarea utilizatorilor în sistemele informaționale. În cazul de față vorbim a beneficiarilor de servicii Empass. Funcția aceasta va fi de bază și noi o vom examina anume pe ea. Însă funcțiile ulterioare sau alte funcții care ar mai putea fi îndeplinite de acest serviciu sunt furnizarea informațiilor despre identitatea autentificată a utilizatorului, anume cel care a intrat și utilizează sistemul respectiv, înregistrarea utilizatorilor în vederea accesării serviciilor electronice și a sistemelor informaționale și funcții care nu prea se văd pentru un utilizator simplu sunt sau constau în gestionarea drepturilor acestor utilizatori în sistemele informaționale. Cei ce se referă la serviciul informațional M-Sign sunt aplicarea semnăturii electronice în contextul utilizării sistemelor informaționale. Această funcție va fi importantă pentru noi în primul rând. Suplimentar, evident că semnătura sau serviciul guvernamental M-Sign, după cum și ați văzut, oferă posibilitatea de verificare a autenticității semnăturii electronice aplicate pe documentele despre care noi dorim să le semnăm. Și integrarea soluțiilor privind semnătura electronică oferite de către diferiți furnizori de semnătură electronică. Aceasta a fost așa ca o parte informativă de introducere a Empass și M-Sign. Referitor la nemijlocit procedura de integrare. Procedura de integrare este destinată solicitanților, așa cum ar fi prestatorii de servicii publici și prestatorii de servicii în domeniul sectorului privat. Pentru integrarea propriilor sisteme sau produse informaționale cu serviciile Empass M-Sign gestionate de Agenția Guvernare Electronică. În fond, pentru a integra aceste servicii guvernamentale Empass M-Sign, este nevoie de a trece trei etape, dintre care fiecare etapă aici se mai divizează. Așa cum este prima etapă, spre exemplu, partea mai mult juridică, unde se va semna cererea de integrare și semnarea contractului. În a doua etapă se va obține un certificat de autorizare și în a treia etapă, nemijlocit, se va face parte tehnică de integrare pe mediul de test și mediul de producție. Deja dacă o să ne oprim mai detaliat pe fiecare componentă, etapa 1, semnarea cererii, ea constă din crearea cererii de integrare a serviciilor Empass și M-Sign. Este o formă stabilită, un model stabilit, pe care eu am să vă-l prezint, în care în fond este prezentat o descriere a contextului, o descriere succintă a necesității utilizării serviciului sau Empass sau M-Sign pentru companie. Denumirea sistemului informațional, persoanele de contact cu care va fi necesar să contactăm, să vedem partea organizatorică și datele suplimentare necesare pentru a încheia contractul. Toate relațiile care vor fi încheiate între Agenția de Guvernare Electronică și solicitantul, așa cum, spre exemplu, o să fiți dumneavoastră, ele se încheie pe baza unui contract juridic, inclusiv și contractul am să vă-l prezint. După ce este prezentată această cerere
este completată și transmisă la Agenția de Guvernare Electronică. Noi facem un mic verificare, pregătim însuși proiectul contractului, îl semnăm electronic și îl transmitem solicitantului pentru a fi contrasemnat din partea solicitantului. Din momentul în care contractul este deja semnat, se trece la, a doua etapă. Așa, ce pot să mișc. Ceea ce este necesar pentru a doua etapă este obținerea certificatului de autorizare. Pentru ca sistemele informaționale, cele care necesită a fi integrate, să comunice cu serviciile guvernamentale sau în PAS sau în SAIN, este nevoie de, de obținerea unui certificat de autentificare. Pentru aceasta, solicitantul va iniția procedura de obținere a unui certificat de autentificare de la Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică, STISC. Adresa electronică unde este descrisă procedura este stisc.gov.md. Odată obținut acest certificat, el se va utiliza pentru unul și același sistem informațional la care s-a făcut solicitarea, pentru MPAS și pentru MSign. Adică odată după ce voi îl obțineți, noi putem cu același certificat de autenticare să integrăm sau serviciul MPAS sau serviciul MSign sau și MPAS și MSign. Ceea obținerea acestui certificat este nevoie doar pentru sistemul informațional care se solicită a fi integrat. Și a treia parte este mai mult partea tehnică. Pentru a iniția o înregistrare în serviciu pe mediul de test, solicitantul va prezenta în adresa Agenției de Guvernare Electronică un formular tehnic pentru integrarea acestor servicii. În acest formular se va nota informația de contact a persoanei tehnice cu care ne mijlocit deja tehnicienii de la agenție, cu tehnicienii cei care deservesc sistemul informațional dumneavoastră, se poate contacta la direct și să soluționeze toate problemele. Denumirea sistemului este indicat ca noi să cunoaștem precis cu care sistem informațional va fi integrarea, fiindcă într-un moment pot interveni solicitări de la unul și același solicitant pe mai multe sisteme informaționale și pentru aceasta este nevoie de a face o distincție. O descriere succintă care se introduce iarăși în diferite sisteme și în mod obligatoriu este prezentată certificatul de autentificare a serviciului fișier, fișierul de formatul CER. Este cheia publică din certificatul acela de autentificare. În fond, el, iată dacă vedeți, el arată cam așa, adică prima parte este o denumire a sistemului, după aceasta este denumirea organizației și după aceea deja .pki.gov.md, .cer. Ca regulă, în cazul în care noi am avea un sistem informațional care s-ar numi, spre exemplu, EDOC, o organizație, spre exemplu, Aventura, atunci cheia publică, ca atare, se formează după o careva structură. edoc.aventura.pki.gov.md.cer. Iată, în adresa noastră este nevoie să fie prezentat doar și exclusiv acest fișier. Suplimentar la informația de bază este nevoie de a prezenta o informație tehnică, dar nu în ultimul timp și numărul contractului și din data cutare, ca să verificăm încă o dată dacă sistemul informațional sau pe sistemul informațional este semnat contractul, el este valabil și după aceea se prezintă informații suplimentare, așa cum este adresa URL pentru a transmite solicitările de request și response, adică cele care se trimit și se returnează. Atributele returnate, ele sunt mai mult parte tehnică, care se negociază cu specialiștii tehnici. Iată, acest bloc de informații este nevoie pentru integrarea serviciu, cu serviciul MPAS.
În cazul în care veți dori să vă integrați cu OneSign, atunci este nevoie puțin de alt bloc de informații. În principiu este tot așa, se indică numărul și data contractului pe OneSign, fiindcă sunt două contracte distincte diferite. Adresa IP a serviciului se va indica aici și tipul semnăturii se va indica persoana fizică, juridică sau ambele. Se are în vedere cine va semna documentele care vor fi la dumneavoastră integrate în sistem. Sau doar numai persoanele fizice, sau doar numai persoanele juridice, sau în majoritatea cazurilor se admite ca documentele sau sistemul de semnare a documentelor în sistemul solicitantului să permită semnarea documentelor și de către persoana fizică și de către persoana juridică. Imediat după ce serviciile tehnice de la solicitant, de la Agenție de Guvernare Electronice confirmă că toată testarea pe mediul de test a trecut cu succes, se face o confirmare din ambele părți și se integrează nemijlocit toate setările pe mediul de producție. Acest lucru se face practic în termen de o zi, dar este vorba de o oră, două. Din momentul în care se confirmă că a fost integrarea făcută pe mediul de producție, din acel moment sistemele informaționale ale dumneavoastră, care vor fi integrate cu oricare sistem sau în PAS sau în SIGN, ele vor fi funcționale. Pentru ca să nu uităm unde se află procedura respectivă, iată tot ce eu v-am descris pe slide-uri, ea poate fi găsită pe pagina mpas.gov.md, în partea de jos a ecranului, iată vedeți cu săgeata roșie, și anume la compartimentul procedura de integrare. În cazul în care veți intra pe această pagină, veți face click, veți accesa acest regim, veți vedea, iată, procedura de integrare cu sistemele guvernamentale în PAS, în SIGN. În această pagină veți vedea tot procesul în detalii descrise, ce este nevoie, cum de făcut oricare pas, de adresat la agenție, de prezentat ce fel de documente. Și în caz de necesitate, aveți posibilitatea să mă contactați la direct pe adresa electronică sergiusitnik@egov.md. Puteți adresa orice întrebare și în cazul în care vă decideți, din acel moment puteți începeți procedura de integrare. Eu am să vă fiu ca o călăuză pentru ca să vă ajut să nu vă încurcați în toate procesele care pentru o persoană care este mai departe de tot sistemul le pare foarte complicat, dar în fond este o chestie foarte simplă. Iată, aceasta a fost informația care eu am vrut să vă aduc către dumneavoastră. Mulțumim pentru atenție! Mulțumim, domnul Riboi, pentru această prezentare. Și între timp a apărut la noi în chat discuții sau întrebări-răspunsuri care aș dori să le comentăm. A apărut întrebare ce ține de utilizarea semnăturii electronice în context internațional, de exemplu în comerț internațional, când semnăm contracte cu un agent economic din străinătate. În ce măsură putem aplica instrumente naționale în spațiul deja internațional? Colegii de la e-government au oferit și răspunsuri, dar vă rog să le comentați ca să auzim cu toții încă o dată care este procedura de recunoaștere, utilizare a instrumentelor cu alte state. Vă rog, domnul Sătnic, da? De fapt, eu am răspuns la întrebări. Pentru a recunoaște, de fapt, oficial o semnătură electronică aplicată peste hotarul țării, este nevoie, conform legislației Republicii Moldova, noi suntem auziți? Da, tot ok. Este nevoie, de fapt, ca să fie semnat un tratat internațional în acest sens. Și la moment Republica Moldova nu are încă niciun tratat internațional semnat cu vreo altă țară. Respectiv,
Oricum, deci putem semna și verifica semnături electronice, putem verifica semnături electronice aplicate de persoane de peste hotare dacă noi putem verifica că instrumentul cu care s-a făcut această semnătură este legal și pentru aceasta în chat v-am dat un link la o listă de prestatori de semnătură electronică oficiali conform legislației Uniunii Europene. Și totodată puteți și verifica semnătura pe acel site, pe celălalt link care vă l-am transmis. Nu știu de ce este cu denumire demo acel site, dar noi cu succes am avut practica de a verifica o semnătură aplicată de un cetățean a României, de exemplu, și am contrasemnat prin AmSign acest document. Respectiv, dacă cineva vă transmite un document de peste hotare semnat electronic și această semnătură a fost aplicată conform legislației Uniunii Europene, puteți verifica acest document folosind adresele care vă le-am transmis. Totodată puteți contrasemna acest document prin AmSign, transmite persoanei în cauză peste hotare și cu mențiunea că pentru a verifica și pentru a avea încredere persoana respectivă poate să valideze semnătura folosind site-ul oficial, deci un AmSign GovMD, care este serviciu guvernamental oficial, care nu pur și simplu verifică semnătura, dar poartă și responsabilitatea referitor la rezultatul verificării semnăturii. Adică dacă AmSign spune că semnătura este validă, persoana de peste hotare ar trebui să ia în calcul și să aibă încredere în această semnătură și conform legislației Republicii Moldova și invers. Dacă persoana de peste hotare a semnat cu un instrument valid în țara sa, noi trebuie să verificăm cu acel instrument pentru a ne asigura că semnătura este validă. Probabil că merită la acest subiect să mai dezvoltăm, dar în cadrul altei ședințe de popularizare Republicii Moldova, mai apărut întrebarea asta recent. Da, da, da. Vă mulțumim. Deci, în concluzie, noi putem semna contracte cu partenerii noștri din străinătate, fiecare cu instrumentul recunoscut la nivel național. Da. Foarte bine, o să cunoaștem și aceasta. Foarte corect a fost de asemenea menționat faptul că este important cineva să fie ghidul, cineva să ghideze la prima utilizare a semnăturii sau conexiunii cu toate instrumentele și aici, într-adevăr, mulțumim că oferiți această asistență și noi, din cadrul Camerei de Comerț, suntem alături de antreprenorii să ajutăm să facă acest primul pas, să explicăm. Și după prima încercare, vă asigur, mai departe este totul foarte simplu și clar, vorbesc din exemplu propriu. Stimați participanți, mai aveți posibilitatea să adresați întrebările colegilor de la Agenția de Guvernare Electronică, cei care ne ascultă, dacă doriți să interveniți în chat, nu mai văd până când întrebări. Între timp, dacă vă gândiți la întrebări, eu aș vrea să comentez puțin răspunsurile care ați oferit la acel chestionar. Mulțumim celor care ați participat. Vreau să vă spun la prima întrebare, de exemplu, de noi am întrebat care din serviciile electronice enumerate mai jos sunt utilizate de compania dumneavoastră. Marea majoritate a, de fapt, semnătură electronică. Deci AmSign este utilizat în proporție de peste 50%, dar avem și trei persoane care nu utilizează niciun instrument. Și cred că evenimentul nostru de astăzi se va schimba această statistică, această tendință. Locul 2, servicii MPay, de asemenea, este solicitat și cam în egală măsură celelalte, cabinetul M-Cabinet, portalul antreprenorului, sistemul automatizat de gestionare actelor și eliberarea actelor permisive și ne bucură faptul că persoanele au bifat și serviciile Camerei de Comerț și Industrie, acea platformă client chamber despre care astăzi o să vorbim mai detaliat. La a doua întrebare despre beneficii,
Este interesant să constatăm că marea majoritate consideră că utilizarea acestor servicii oferă proceduri mai rapide și mai simplificate. De asemenea, se apreciază că se reduce timpul de obținere a informației. Al treilea răspuns se referă la reducerea costurilor, tot este foarte important, și în egală măsură participanții consideră că aceste servicii contribuie la transparență mai mare a procedurilor, a operațiunilor și disponibilitatea de a solicita serviciile nelimitat, deci fără bariere. Și a treia întrebare, de asemenea, interesantă pentru noi, din ce motive, după părerea dumneavoastră, unele întreprinderi sunt reticente să utilizeze serviciile electronice? Iată aici, în topul răspunsurilor, este insuficiență de informații. Stimați colegi de la agenție, noi corect cu dumneavoastră am procedat și am convenit că neapărat trebuie să facem aceste evenimente, ca informația să fie suficientă. Ea există, dar nu întotdeauna ajunge la utilizator final. De asemenea, lipsă de experiență. Asta este una din bariere care este recunoscut însăși de către dumneavoastră participanții noștri. Și locul 3, antreprenorii nu dispun de semnătură electronică. Da, aceasta este, de ce și vorbim astăzi despre semnătură, fără semnătură multe servicii nu sunt accesibile. Avem și 4 persoane care nu văd beneficii, până când, sper, nu văd beneficii în utilizarea serviciilor electronice. Iată așa statistică și așa răspunsuri interesante noi avem în cadrul chestionarului nostru. Vă mulțumim celor care ați participat și revin la propunerea de a adresa întrebări suplimentare, dacă sunt, pentru Agenția de Guvernare Electronică. Parcă nu sunt întrebări. Se pare că aș avea un comentariu de la ceea ce ați spus dumneavoastră din chestionar. Sunt unele persoane care zic că nu au semnătură electronică, unii antreprenori care afirmă că nu au semnătură electronică. De fapt, există o practică destul de incorrectă aplicată în Republica Moldova de a obține semnătură electronică și de a testic și de a o da contabilii. Și persoana, de fapt, are semnătură electronică, a obținut-o un an sau mai mult în urmă, i-a transferat-o contabilii și a uitat de acest lucru. Deci noi avem multe cazuri în care persoanele știu, adică au obținut semnătură electronică pentru că au considerat asta ca un pas birocratic, dar nici nu au înțeles până la urmă că semnătura electronică o deține contabilul lor, de fapt. Și asta nu este corect ca practică. Deci semnătura electronică, dacă o transmiteți alte persoane cu tot cu PIN, persoana respectivă poate din numele dumneavoastră semneze orice document. Deci este important de menționat acest fapt pentru a preveni continuarea răspândirii acestei practici. Da, noi tot am observat acest lucru în procesul implementării platformelor deja noastre, a Camerei de Comerț, pentru serviciile care le oferim. Într-adevăr, am constatat că mai multe companii invocă anume acest motiv, că semnătura este doar la contabil șef și alți angajați nu pot utiliza sau directorul la fel. Și sigur că pentru asta este nevoie să clarificăm lucrurile și să utilizăm. Semnătura este valabilă 2 ani, asta tot este important, poate fi utilizată pe parcursul 2 ani. Văd că nu m-au mai parvenit răspunsuri, întrebări, pardon, în chat. De aceea, atunci eu mulțumesc reprezentanții Agenției de Guvernare Electronică. Da, au răspuns colegii la întrebarea ce ține de recunoaștere cu alte state. Vă mulțumim și repet că noi o să ne mai întâlnim cu dumneavoastră la următoarele noastre sesiuni, data de 23 și 28, unde vorbim despre alte instrumente care dumneavoastră ați elaborat și promovăm în rândul mediului de afaceri.
Vă mulțumim foarte mult și dacă o să mai apară întrebări, nicio problemă, le adresați în chat. Da, iată o precizare ce ține de semnătură. Dacă persoană fizică poate semna pentru persoană juridică. Vă rog să ne clarificați și acest aspect. Deci dacă persoana fizică respectivă, conform atribuțiilor sale juridice, este reprezentanta companiei respective, da. Deci nu este nevoie ca persoana să aibă în semnătură electronic menționat acest lucru. Deci cum semnează o persoană fizică numele unei companii acum pe hârtie? Exact așa și electronic. Adică dacă are un mandat emis de... Deci poate fi reprezentant în procesul în care semnează, poate reprezenta compania, deci ea poate respectiv semna și electronic. Eu pot să dau un suplimentar, o informație. Oricine altcineva în afară director sau contabil șef. Uitați-vă, orice document poate semna oricine. Este altceva important. Semnătura aplicată pe document. Are putere juridică sau nu are putere juridică? În cazul când un contract este semnat de către director, de către, nu știu, o persoană împuternicită, un vicedirector sau un director executiv sau un director comercial, atunci acest contract el are putere juridică. Doar că se pune în vedere că semnarea poate fi holografă sau semnarea este electronică. Noi zicem că este necesar să trecem pe suportul electronic, să-l semnăm electronic și atunci semnătura aceasta poate fi verificată, într-adevăr, dacă ea a fost aplicată în mod electronic. Deci orice document, orice cerere, ea poate fi semnată, dacă să vorbim așa, de oricare persoană. Dar putere juridică nu va avea acest document. În cazul în care un document va fi semnat, un contract, spre exemplu, da? A unei companii, va fi semnat de către un angajat. Ea nu va avea putere juridică dacă nu va avea această persoană un mandat. Și atunci el poate semna sau holograf sau în formă electronică. Dacă nu va avea această împuternicire, atunci el poate să o semneze fizic, dar nu va avea putere juridică acest document ca persoană fizică neîmpternicită. Asta este. Da, mulțumim. Este clar, dacă persoana are împuternicire, are procură, mandat ca să semneze o cerere de numele companiei, ea poate semna atât fizic, atât și cu semnătura sa electronic. Deci asta este... Și dacă directorul semnează deja din numele său. Au mai apărut întrebări în chat. Vă rog, colegi, să comentăm întrebarea ce ține de arhivarea documentelor în format electronic la o întreprindere? La moment, fiecare întreprindere trebuie să... Deoarece documentele nu sunt păstrate de M-Sign sau de oricare alt serviciu guvernamental în care... Deci, dacă, de exemplu, două companii contrasemnează un contract și în relația doar bilaterală îl folosesc, acest document, dacă a fost pierdut de ambele companii, nu putem recupera acest document. Deci documentele semnate electronic trebuie să fie păstrate în formă electronică, în careva mod de dorit în două locuri. Acum, de fapt, este necesar să păstrați orice informație electronică, să aveți grijă de copii de rezervă acestea. Și referitor la întrebarea dacă vreun document din cele atașate este greșit, cum e posibil de schimbat. Trebuie să semnați încă o dată acest document după corectare. Deci corectați documentul electronic pentru a elimina greșeala și îl semnați repetat. Întrebarea cu arhivarea este într-adevăr actuală pentru că mai există această temere că documentele vor dispărea și suntem încă obișnuiți să le totuși printăm și să arhivăm suport de hârtie. Dar trebuie să avem deci sisteme de securizate, da, de arhivare documentelor electronice, corect? Da. Okay. Referitor la următoarea întrebare, pe cât timp pot fi păstrate și verificate actele semnate electronic? Deci puteți să le păstrați cât doriți, deci nu există limit în acest sens.
iar verificarea semnăturilor electronice este posibilă atâta timp cât semnătura mărcii temporare nu a expirat și asta înseamnă minim 10 ani. Deci dacă să nu intru în detalii tehnice, asta ar fi răspunsul cel mai corect, spun așa. Adică nu, documentul poate fi verificat ca fiind semnat electronic și după expirarea certificatului semnatarului, pentru că după semnătura persoanei se aplică și marca temporală. Iar marca respectivă expiră din practica curentă după 10 ani. 10 ani. Poate ar fi o sugestie pentru dumneavoastră, aceste întrebări să includeți în rubrica cele mai des adresate întrebări și să formulați și acolo răspunsuri ca de viitor și alții să se informeze din timp. Mulțumim pentru întrebări și răspunsuri într-adevăr la situații concrete, practice. Dacă nu mai sunt întrebări ce țin de semnătură electronică, dumneavoastră, toți participanții, ați văzut agenda noastră pentru ședință următoare, unde vom discuta alte instrumente, și anume M-Play, M-Power. Deci deja puteți să gândiți la întrebări ce țin de aceste instrumente pentru a ne transmite din timp și vineri, 23 aprilie, la ora 10, totuși avem ședință în același format cu colegii de la agenție. Vă mulțumim mult și propunem atunci să trecem la următorul subiect, a doua parte a sesiunii de astăzi, care este dedicată instrumentului Camerei de Comerț și Industrie, dezvoltat pe parcursul anului trecut și se referă la serviciile noastre în domeniul expertizei și evaluării mărfurilor. Sper că vedeți pe ecran toate platformele online care sunt disponibile deja și care sunt în proces de dezvoltare, dar în special ne vom referi la platforma client ChamberMD. Următorul slide. Așa, deci această platformă, cum am menționat, a fost dezvoltată anul trecut cu suportul partenerilor noștri, proiectul sau finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și în cadrul proiectului Optim, realizat de Helvetas, cu care noi colaborăm pe parcursul mai multor ani. O să vă prezint pe scurt care este destinația și cine poate beneficia de aceste servicii. Dumneavoastră cunoașteți că Camera de Comerț este instituția care ajută agenții economici în efectuarea expertizii mărfurilor. Aici ne referim la expertiza calității și cantității mărfurilor, țării de origine, codului. Deci foarte multe genuri de expertiză de care aveți nevoie în activitatea dumneavoastră economică. Evaluarea bunurilor mobile, imobile, la fel, și certificarea originii mărfurilor, origine nepreferențială. Pe aceste trei servicii care noi oferim pe parcursul anului trecut au fost implementate sisteme informaționale și serviciile au fost digitalizate. Deci dacă, următorul slide, aceste servicii sunt accesibile în toate 10 filiale a Camerei de Comerț, sunt asigurate de către 100 de specialiști ai noștri și deja încă un punct foarte adăugăm la această prezentare, faptul că avem acest serviciu digitalizat, absolut electronic. Următorul slide. Deci, pentru cine este destinat acest serviciu? Este vorba despre platforma client.chamber.md și toți agenții economici, dar și persoane fizice care au nevoie de rapoarte de expertiză, rapoarte de evaluare sau certificate de origine a mărfurilor pot depune cereri în format electronic la distanță. Și aici aș vrea să mă opresc pe câteva avantaje acestei platforme. Pe următorul slide, în primul rând,
rog să arătăm mai toate punctele. În primul rând, este o platformă care dumneavoastră puteți utiliza nu doar din oficiu, din birou, la computer, dar și de la telefonul mobil. Ceea ce tot simplifică și înțelegem că mai multe lucruri se fac și poate în proces de lucru, aveți posibilitate să completați și transmiteți cererea inclusiv prin intermediul telefonului mobil. De asemenea, pentru comunitatea dumneavoastră, puteți aceste cereri să depuneți nu numai în orele de lucru a Camerei de Comerț, da? Dar la orice oră, inclusiv în weekend și de unde ar fi în țară sunteți sau peste hotare, dumneavoastră aveți posibilitatea să depuneți această cerere fără a fi necesar să vă deplasați la sediile noastre. De asemenea, astăzi s-a vorbit în mod special despre semnătura electronică, iată și serviciul nostru este conectat la M-Sign și sunt acceptabile toate formele, toate posibilitățile de a semna cu semnătura mobilă, electronică, buletin electronic. Important să dețineți această semnătură, cum a fost menționat, nu doar directorul, dar și angajatul companiei care este responsabil pentru depunerea cererilor la Camera de Comerț și Industrie. Și respectiv este conexiunea și cu plățile electronice, serviciul poate fi achitat de asemenea online. Toate acestea ne aduc la beneficiu cel mai important, este economisirea și din timp și din banii dumneavoastră și toate operațiunile pot fi realizate exclusiv online. Noi am mers și mai departe, nu doar depunerea cererii poate fi realizată online, dar însă și raportul nostru de expertiză, raport de evaluare, poate fi recepționat de către dumneavoastră în format electronic, semnat cu semnătură electronică a specialistului, expertului Camerei de Comerț și Industrie. Și în acest mod, schimbul acesta de documente electronice devine mult mai avantajos pentru dumneavoastră. Următorul slide. Noi am implementat deja de ceva timp această platformă Client Chamber MD și la moment avem 40 de agenți economici care s-au înregistrat și sunt utilizatori activi a platformei și s-au depus peste 500 de cereri online care au fost prelucrate și la fiecare a fost eliberat și un document solicitat. Așa arată această platformă care o accesați și colegii mei în continuare vor prezenta ghidul de utilizare acestei platforme și vom explica pas cu pas cum puteți solicita înregistrare și cum se depun cereri pentru serviciile Camerei de Comerț și Industrie. De asemenea, am invitat la sesiunea de astăzi și antreprenorii care deja utilizează platforma și o să-i oferim cuvântul și participanților, beneficiarilor propriu-zis a platformei pentru a împărtăși din experiența lor. În continuare ofer cuvântul colegilor de la Camera de Comerț, Valentina Echim și Liliana Chihai, care vor prezenta pas cu pas aspecte practice de utilizare platformei Client Chamber MD. Bună ziua tuturor! Sper că ecranul meu se vede. Da. Deci, cum doamna Călinică a menționat, site-ul pentru autentificarea agenților economici care vor să depună online cererile este client.chamber.md. Deci, mai întâi de toate, ca să agentul economic să aibă acces în acest sistem, el trebuie să depună o cerere în mod electronic, adică prin e-mail sau la telefon, prin anota ID-ul și adresa de e-mail. Dar acum o să vă arăt, asta scrie și în ghidul nostru de utilizare. Deci eu mă loghez.
Iată așa arată pagina principală, unde dumneavoastră vedeți trei servicii care deocamdată au fost integrate pe această platformă. Cum a menționat doamna Kalenic, vor fi și alte servicii care tot vor fi accesate din client Chamber MD. La rubrica ajutor, noi avem ghiduri de utilizare în format PDF. Dacă vă arăt acum, o să vedeți unele aspecte ce ține anume cum se depune cererea de înregistrare în acest sistem. Iată, numerele de telefoane, denumirea companiei și, de nou, cum am menționat. Dar revedem că avem și un ghid de utilizare în format video, unde vă arată pe pași cum se depuneți cererea. Avem și pentru vorbitori de limba rusă, deci alegem evaluarea, selectăm filiala. După cum știți, Camera de Comerț are 10 filiale, dar aici am ales filiala Chișinău. Alegem genul, sarcina spune automat, terminal de plată, după cum am menționat, sistemul este integrat cu RunPay, putem achita la terminal de plată. Pe Marie Cibotari 8, unde se află sediul direcției de expertiză, se află chiar terminalul acolo, va fi ușor de achitat. Aici vedeți deja că este integrat cu M-Sign-ul, cererea și procedura de semnare electronică. După cum vedeți, cererea a fost semnată, este în stare în proces, așa arată cererea, și achitarea deja cererii prin RunPay. După, să menționez aici un moment, fiecare stare, adică în sistem, în proces, finalizat sau anulat, este precedat de o notificare prin e-mail care vine la fiecare agent economic. Respectiv, acolo, în al doilea mesaj care vă vine, o să vedeți și suma care trebuie achitată la RunPay. Sau sunt majoritatea agenților economici, la noi achită prin virament. Această sumă va fi reflectată în sistem. Da, și aici o atenționare, doar într-o singură tranzacție. Se finalizează tranzacția, revenim înapoi în sistem. Starea arată că este achitată. ID-ul tranzacției, data tranzacției, în caz că sunt careva erori, noastră puteți apela la colegii noștri și rezolvăm rapid momentul dacă nu a avut loc tranzacția. Deci, mergem mai departe pentru a vă arăta cum are loc o adăugare a cererii. Aici va fi o parte practică. Deci, adăugăm, cum am arătat, selectăm filiala Chișinău, subdiviziunea, de exemplu, doamna Chica este șef secției expertiză produselor alimentare, Marfa, infecții, genul, automat sarcina a apărut, punem prin virament, se aplică TVA. Aici adăugăm fișierele care ne trebuie pentru a realiza expertiza. Maximal pot fi încărcate 5 fișiere. Mărimea unui document trebuie să fie maximal de 2 MB. Doresc să aplic semnătura electronică, este deja bifat implicit. Adică cererile noi le percepem în mod electronic. Și prin prezentă declarăm răspunderi, toate datele menționate sunt autentice și ne asumăm responsabilitatea deplină. Și salvăm. Automat sistemul este transferat la M-Sign. Eu dețin deja semnătura electronică în tip USB, alegem serviciu tehnologie, iată a apărut, utilizăm și a apărut cererea. Automat punem să apară cod PIN-ul. Okay.
și trebuie să ne redirecționeze înapoi pe, pe stai. Vedeți, cererea cu numărul 62420 este în proces și putem să o vizualizăm, iată așa apare ea, cererea, toc expertiz care l-am încărcat, și cererea apare semnată de către mine. Acum ofer cuvântul doamnei Liliana ca să ne explice procedura care urmează următoarea. Liliana, te rog. Da. Bună ziua tuturor. Sunt auzită? Da, 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 e ok. Deci, la această etapă, în dispecer a expertizei, apare cererea, care mai în continuare este repartizată expertului, se duce în lucru. La această etapă se stabilește suma pentru serviciul cerut și după ce se îndeplinește această cerere, se repartizează, adică expertul recepționează deja un sistem, îndeplinește lucrările, efectuează raportul și când merge la finalizare, deja agentul economic apare, adică vede această etapă. Eu pot acum arăta cererea recepționată de la doamna Ikim, de exemplu, o repartizez, să zicem așa, foarte repejor, ca să vedeți etapa finală. Doamna Valentina o să arăte aceasta până la urmă. Câteva secunde ca să pot să introduc repejor datele necesare. Așa. Doamna Liliana, aici un moment să atenționez. Deci sistemul client este interconectat cu sistemul nostru al experților. Ceea ce nu vedeți este un proces mai pentru autentificarea fiecărui specialist. La moment ce doamna Liliana va pune suma, să finalizez așa. Okay. Din ce moment se pune suma, clientul primește un e-mail, fiindcă el primește, adică suma care trebuie de achitat, este încă în proces. Da, imediat acuș. Imediat. Okay. Iată, acum am salvat. Să zicem, el este în proces, acum eu am lucrat, am îndeplinit tot și îl dau spre finalizare. Iată, la acest moment, în sistem, doamna Valentina, da, eu am finalizat, trebuie să vină statutul finalizat. Încă e în proces, acum și o secundă. Faceți un refresh, poate este finalizat deja, ceva tehnic poate să fie. În orice caz, statutul deja aici va fi actualizat. Mă trebuie să apară. O secundă. Ceva se întâmplă că e deja este finalizat, iată aici unde este scris în proces, trebuie să fie finalizat. Da, statutul. Poate că e un pic de la internet. Da, poate să dureze câteva minute, probabil. Dar la această etapă, iată, doamna Valentina arată starea în proces. Aici trebuie să fie deja finalizat. Și achitarea deja, când se face achitarea, aici unde este scris verament, iarăși apare finalizat. Nu se mai întâmplă, mai greu vine ca tare răspunsul, dar... 20, dacă... Ok. Bine, în acest caz, după cum am menționat, raportul deja poate fi expediat în format cu semnat cu semnătura electronică a expertului sau da. Puteți veni la sediul camerei și lua pe în format de hârtie. Dar deja cu semnătura holograf. Dacă se poate un moment, deci s-a discutat mai devreme, a spus și doamna Natalia, vreau să menționez și eu pentru că avem deja posibilitatea să eliberăm rapoartele și online, nu numai pe suport de hârtie, de aceea avem agenți economici care de mult așteaptă acest lucru cu nerăbdare și ei sunt utilizatori chiar din prima
a platformei Client Chamber MD și dacă îmi permiteți aș da cuvântul doamnei Tatiana de la Azur Translogistic. Tatiana, mă auziți? Cred că este Tatiana. Da, mă auziți? Bună ziua, da, acum vă auzim. Bună ziua. Deci aș vrea să ne spuneți părerile și opiniile dumneavoastră despre utilizarea platformei Chamber MD și da, dacă aveți ceva opinii pentru îmbunătățire, pentru optimizarea sistemului. Da, platforma este binevenită în activitatea noastră pentru că ne-a ușurat foarte mult lucrul. Este mult mai rapid să primim și să încărcăm toate documentele care sunt necesare pentru pregătirea unor rapoarte de expertize cu care noi, de care noi de obicei beneficiem. Și astfel nu pierdem timp să ne deplasăm, să le aducem, să le luăm, să le... nu pierdem timp în trafic, este mult mai comod. Doar că o mică obiecție care am observat-o noi în lucru, dacă ar fi posibil să mărim numărul de fișiere pe care noi putem să le încărcăm, pentru că de la un caz la altul acesta, numărul acestora diferă. Și în caz că avem mai mult de 5 fișiere, noi nu avem unde să le încărcăm. Trebuie să le transmitem prin mail și asta nu e chiar comod. Adică sunt niște etape care cer timp suficient. În rest, e totul foarte comod și rapid. Tatiana, îți mulțumesc, dar îmi spuneți, vă rog, iată, cum vă uitați dumneavoastră la... Deci eu știu că dumneavoastră așteptați rapoartele astea online. Ar fi bine da, pentru dumneavoastră? Da, desigur, pentru că de obicei aceasta ar ușura și mai mult. La moment noi le încărcăm doar cererea online și le primim totuși fizic. Trebuie să ne deplasăm la voi să le ridicăm. Dar în momentul în care noi le-am primit online ar fi mult mai rapid și nu am pierdut timp în trafic să venim să le ridicăm fizic. Am înțeles. Cu atât mai mult că avem și semnătura electronică și toate cerințele le îndeplinim ca să le primim și online. Tatiana, îți mulțumesc mult! Da, mulțumesc! Da, o zi bună! Dacă mai este cineva, este Sanda Ceban, Medcar, sunteți pe loc? Da, nu se aude. Mai avem artizana Veronica Nicov. Te rog, Veronica, dacă ne auzi, să ne spui părerea despre ceea ce ați ascultat astăzi. Veronica? Da, cred că nu este. Este, dar nu cred că să răspundă. Poate, da, nu este pe loc. Bine. Asta este ceea ce am vrut să menționăm astăzi. Deci eu cred că este binevenit pentru beneficiarii noștri și cei ce ne-au ascultat astăzi, că au fost mai mulți beneficiari, și dar nu utilizează încă platforma, sper în curând să revină și să înceapă utiliza această platformă online. Da, mulțumim foarte mult, colegi, și Valentina și Liliana. Știu că sunt conectați la această sesiune companiile din toate regiunile țării, din filialele noastre, care sunt beneficiarii serviciilor de expertiză, evaluare, certificate de origine. Noi vă îndemnăm să treceți la acest regim online de lucru, care vă va ușura și dumneavoastră și nouă activitate și va simplifica toate aceste operațiuni. Vedeți, fiecare pas a fost digitalizat și absolut tot, de la depunerea actelor până la achitarea și recepționarea documentului, poate fi realizat electronic. Asta nu înseamnă că noi ne dezicem total de documente pe suport de hârtie. La necesitate pentru a fi prezentate la unele instituții care cer anume documente pe suport de hârtie sau în altă țară, noi continuăm să facem acest lucru, dar tendința pentru toți este clară. Noi
încercăm la maxim să digitalizăm tot proces de lucru cu documentele. Și este o tendință nu doar la noi, în toate țările și la vecinii noștri. Noi vedem că activitatea serviciilor instituțiilor, precum este Camera de Comerț, devine tot mai digitalizat în spațiu online. Primul pas care urmează să faceți, să scriți pe adresa e-mail sau la un număr de telefon la expertul cu care comunicați, să notificați, să menționați că doriți să treceți la formatul acesta electronic, după care o să primiți acea parolă de acces și mai departe pașii deja au fost prezentați și vă asigur că colegii noștri vor fi alături de dumneavoastră la depunerea primei cereri pentru a trece aceste etape împreună. Avem unele comentarii în chat. Doamna Veronica, care nu s-a reușit să se conecteze. Da. Și poate acum. Vă rugăm, acum putem să încercăm să conectăm microfonul dumneavoastră. Da, Veronica, chiar vă rog. Nu vă auzim cu regret. M-auziți? Da, se aude, da. Eu îmi cer scuze, internetul este slab și din cauza asta nu am putut să mă conectez. Eu sunt de acord cu doamna Tatiana de la Azur. Multe acte de expertiză necesită facturi atașate, confirmative, care nu știu cum noi am putea să le evităm, ori doar numere, ori la țara de origine, de exemplu, ori chiar și contractele care sunt... dacă e posibil cumva să facem într-un format. De obicei, experții noștri lucrează în felul următor, adică se anexează cele 5 documente, cele mai stringente, ca să înceapă, adică procedura de recepționare a cererii. Ulterior, alte acte care trebuie plasate sau prezentate pentru cereri se expediază deja la e-mailul expertului. Da, noi ne gândim pe viitor, deoarece sistemul va fi deja în continuare modernizat, integrat și cu alte sisteme, să mărim acest număr de fișiere. Dar deja asta în discuții mai mult momente tehnici cu compania dezvoltatoare o să fie discutate. Mersi mult pentru idee. Da, noi mai mult, suntem în proces de ajustare și cei 40 de companii care ați utilizat, ne-ați ajutat să înțelegem în ce direcție trebuie să continuăm să dezvoltăm platforma și ne bucurăm că utilizați și vedeți acele beneficii. Sigur că nu ne oprim aici, perfecționăm și plus pe această platformă vor apărea încă module noi pentru alte serviciile a camerei. Este întrebarea ce ține de depunerea cererilor, dacă este necesar să fie semnată electronic, dacă depune persoană fizică. Da, platforma este pentru serviciu electronic, ceea ce înseamnă, cum și-au vorbit colegii de la agenție, guvernare electronică, orice document ca să aibă statut document electronic, el trebuie să fie semnat prin semnătură electronică și doar atunci el are valoarea juridică și este recunoscut și conform prevederilor și legislației. Respectiv, la moment avem două posibilități. Inclusiv aveți posibilitatea să depuneți pe suport de hârtie, dar tot mai multe companii vedem că sunt deschise spre trecere în online. Cu persoane fizice, la fel. Dacă aveți semnătură, depuneți cererea. Este la decizia dumneavoastră. Noi dorim cât mai multe companii să se înregistreze pe această platformă. Este primul pas și să depuneți primele cereri, după care o să fim alături dumneavoastră să vă ajutăm dacă va fi necesar în instruirile suplimentare. Dacă nu mai sunt întrebări, vreau încă o dată să reiterez că toată informația despre această platformă găsiți pe pagina expertiza.chamber.md. Colegii mei o să scrie acum adresa asta în chat. Rubrica servicii electronice.
Și după cum vedeți, prezentarea colegilor de la Agenție Guvernare se completează și cu prezentarea noastră, care tot are la bază acel serviciu M-Sign și M-Pay. Toate sunt în legătură directă ca să vă ofere utilizarea mai multor servicii. Aveți informații în chat, aveți toate contactele noastre, telefoanele noastre pentru consultații. Cel mai bine ar fi dacă contactați expertul cu care lucrați, specialistul, sau deja oficial vă adresați la noi și vă ajutăm cu prima conexiune, prima înregistrare. Doamna Natalia, dacă pot să intervin referitor la înregistrare. Da, da. Deci nu este o problemă, fiecare specialist știe deja cum ar putea să facă accesul pentru persoană și cum să înregistreze. De aceea chiar nu văd problema, pentru cei care doresc să aplice online platforma de client chamber. Da. Mulțumim foarte mult tuturor participanților. Dacă mai doriți cineva să adresați întrebări, puteți să le scrieți și ulterior prin adresele noastre e-mail. Și cum v-am spus, o să ne vedem foarte curând săptămâna aceasta, vineri, la 23 aprilie, unde vom continua aceste discuții și dacă va fi necesar să revenim la subiectele din ședință de astăzi, o să facem acest lucru. Nicio problemă. Scopul final este să aveți informație, să aveți surse și persoane la cine puteți să vă adresați pentru a fi mai aproape de acest proces de digitalizare. El este inevitabil, el este peste tot, în toate domeniile noastre. Și vrem toți antreprenorii să fie mai aproape și mai activi în utilizarea acestor platforme. Mulțumim tuturor participanților, prezență foarte mare, ne bucură, 100 de persoane au fost alături de noi și sperăm tot același număr să vă vedem la următoarele noastre două sesiuni. Pregătiți-vă, rog, întrebările și, cel mai important, acum, după informația aceasta, să le aplicăm în practică. Noi o să vedem rezultatele acestor sesiuni prin creșterea numărului de beneficiari, de utilizatori acelor instrumente care oferă guvernare electronică și Camera de Comerț și Industrie. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi în această zi. Vă dorim tuturor sănătate, în primul rând, și vă îndemnăm încă o dată, dacă necesar, vă adresați la noi, oferim suplimentare informații și consultații pentru a fi alături, pentru a fi mai aproape, repet, la aceste sisteme, aceste platforme informaționale. Mulțumim încă o dată colegilor de la Agenție de Guvernare Electronică pentru această primă sesiune și mai avem următoarele două la care vă așteptăm. Vă mulțumim și vă dorim o zi bună în continuare, stimați participanți. Mulțumim, o zi bună tuturor! La revedere! La revedere! Mulțumim!